acestei sfinte mărăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru tine, credinciosul, poporul meu de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, iubit Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântul locașul acesta, țara noastră și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Duhului, pentru îmbelșugarea roadelor Sfântului și pentru vremuri pașnice, lui să ne rugăm. Pentru cei sufletele pe uscate ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și strălucrătirea poporului român, și cu bună sfărire să fie aduse ele la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Dar să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Slavă-i Tatălui și Sfântului Duh, și acum
binecuvântată, slăvită asupra noastră de Dumnezeu născătoarea și tururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomeni. Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos!
iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să-i împărăția cerului.
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Cei bine credincioși. Doamne, Mântuiește, Prea Cel Iubit.
Amen.
Domnul, precum
voit să vă facă vouă oamenii, faceți și voi lor tot așa. Pentru că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși iubesc pe acei care iubesc pe dânsii, și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii același lucru fac. Și dacă împrumutați pe cineva de la care nădăjduiți să luați, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii dau împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi tocmai. Voi însă să vă iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți binele și să dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb, și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fii ai Celui Preanalt. Pentru că El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Așadar, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este. În zilele acelea, sfâlându-se Maria, s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Maria, mărește sufletul meu pe Domnul.
paliașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru preasfințitul părintele nostru Beniamin, episcopul Basarabiei de Sud, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru Hrabiosul, părintele nostru stareț, arhimandritul Nicodim, împreună cu părinții, frații, ostenitorii, binefăcătorii și pelerinii acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ia cu mine credincios, poporul mântru pentru tine, pentru țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai slavelor, și iubitoare pe Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, pentru toți frații noștri, cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru fericiții și naturul pomeniții clitori acestui sfânt locaș, și pentru cei mai dinainte adormiți, părinții, frate noștri, drept slăbitori creștini, rău din grețc aici și pretul miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, răzarea și iertarea pe faptelor, robilor lui Dumnezeu, gloriași, titori și binefăcători ai acestui sfânt rămas. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și cu tremur mulțumim milos de virii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îmbelșugarele revărsat asupra rogilor tăi, asupra părintelui nostru stareț, arhimandritul Nicodim, împreună cu părinții, frații, ostenitorii, pelerinii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Patimile sufletului și ale trupului robilor tăi,
cei monahi, monahile, pe nefăcătorii noștri, pelerini și pe cei ce n-au cerut, ne rugăm pentru dânsii și toată dorința și cererea lor că o să fie după voia ta. Că numai tu singur bunurile și știutorile ale inimilor știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Binefăcătorilor acestei sfinte mănăstiri și celor ce ne-au cerut, să ne rugăm pentru dânsii. Totdeauna cugetaște a face toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta, că tu singur ești cel ce toate le rânduiești spre folosul nostru. Auzi-ne și ne miluiește. Amen.
Thank you.
Sfinția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pe n-am preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe preacuviosul Părintele nostru Stareț Nicodim Arhimandritul, împreună cu toți părinții, frații, ostenitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, pe primarii orașelor și ai satelor, pe iubitoarea lui Hristos armată, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhierei, românac, preoți, rodiaconi, diaconi, monaci, monachii, pe toți cei din clerul bisericești, pe părinții împreună slujitori cu noi, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinste daruri, pentru cei care au fost aduse, vii și adormiți. Pe fiecare după numele lor, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră, să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pentru libertatea și demnitatea noastră și pentru întregirea țării, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe robii lui Dumnezeu, preotul Vasilică, preotul Anibal, preotul Nicolae, preoteasa Evdochia, Simonahia, Panuria, pe toți cei care odihnesc în cimitirul mănăstirii acesteia, tot neamul lor cel adormit, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor greșiți, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Thank you.
zice cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în ea. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Rugăm să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere. Amen.
Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Și thank you.
Thank you.
care o dăruiește Sfinților tale biserici, în pace întregi în Sfințele tot, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Te pomenește, Doamne, de prea Sfințitul Părintele nostru Beniamin, Episcopul Basarabei din sus, pe care îl dăruiește Sfinților tale biserici în pace, întreg când zi sănătos, sunt alungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Aduc aminte, Doamne, de mănăstirea aceasta în care vețânge toate orașele și satele și cei și cu privință locuiesc în el. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc harul, vine în Sfintele tale biserici și adu-ți aminte de cei săraci și trimite peste noi toți minele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inima slăvit și a cânta preacinzit de mari cuvinte numele Tău. Al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie mirele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu ale acestei Sfintele Domnului ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm premoștenirea Sfântului preîndrăznirea cea Dumnezeul nostru cel ce l-a primit pe dințele Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicesc să-mi șerțelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia primește ea și nevoia, părmântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, de la Domnul să cerem. Îngerele pace, credincios, îndreptător, păstitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Îngerele prave de greșelile și de păcatele noastre, de la Domnul să cerem. Lui Hristos Dumnezeu,
Thank you.
toată lumea de Dumnezeu, cu Dumnezeu și să doamnă în Dumnezeu ta. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ușa milostivirii deschidă la oamenii cu Tatăl să doare de Dumnezeu, dar să nu pierim cei ce ne mântuim cu tine, ci să ne mântuim prin tine, prin voi, că ești în viața mea. Pentru că știu că acceptați foarte mult binecuvântarea și cuvântul grației în Zidru. Dar până se împărtășesc părinții, să facem ascultare și să vă spunem câteva cuvinte. Și spun acest lucru din cauza că atunci când ne-a sfințit, ne-a spus, spune ceva cuviților noastre credincioși, m-am gândit, cât avem noi de spus despre Maica Domnului. Dacă ușor de fiecare în parte, ne-a zis o predică atât de frumoasă despre minunile Maicii Domnului care s-au întâmplat în viața frăților voastre, la fiecare. Și urcați în dealul adâncului, tocmai cu gândul că aveți multe să spuneți Maicii Domnului. Vedeți minunile Maicii Domnului. Când intrăm aici, ne dăm seama de minunile care se întâmplă în lumea aceasta pe care Maica Domnului ne sfârșește cu noi, cu biserica sa, biserica lui Hristos, Fiul ei. Dacă ne întrebăm, care sunt minunile acestea? Hai să dăm un lucru pe care avem în fața noastră.
bisericile acestea, în sfințile acestea, dar mai ales prezența frăților voastre aici. Și nu urcați de geamă aici. Vreau să și doriți ca Maica Domnului să vă primească, să vă asculte și să împlinească dorințele fiecare. Atât de important este vorbirea noastră cu Maica Domnului. Câte ne avem noi să ținem Maica Domnului. Dar în același timp, e venit iată cum lucrează Maica Domnului și nu ne vede. După Revoluție, când vrea să ne țipă bine viitorul arhiepiscop al Sucevii, s-a gândit, trebuie să trimitem pe cineva la mănăstirea aceea părăsită de la Hadelul. A fost un gând de la Maica Domnului, că aici îl aștepta Maica Domnului, pe cel care avea să-l trimită. Vrea să ne țipă bine. Gândul acela lui, iată că vrea să ne se gândește la un tânăr monah, tânăr călugăr, pe care îl trimit aici. Du-te acolo, ai grijă de biserica Maicii Domnului. Și sigur se întristează părintele când ajunge aici și când vede părăsirea aceasta după 50 ceva de ani de comunism. Dar Maica Domnului n-avea să-l las. De multe ori m-am întâlnit cu părintele stare și atunci la începuturi și de fiecare dată vedeam lăcrimând gândindu-se la starea jalnică în care biserica Maicii Domnului a ajuns și se gândea ce pot eu să fac un om singur. Dar iată Maica Domnului l-a trimis aici, dar nu l-a trimis numai de el. V-a trimis și pe frățiile voastre pe toți. Pe toți cei care au venit atunci și încoace, care au intrat aici în mănăstirea aceasta, care și-au pus în credere Maica Domnului, care au dorit să-i spună ceva Maicii Domnului, v-au trimis aici, mi-au trimis aici, Maica Domnului, care să spune Domnul nostru, ia să ne ia prin cuvântare și gândul cel bun pentru biserica ei. Am început cuvântul acesta, că nu vreau să vă țin mult, va vorbi prea Sfântitul, sigur o să ne spună lucruri atât de importante. Am început cu rugăciunea ușa milostivirii de Sfântul Nouă Binecuvântată de Sfântare Dumnezeu. Pentru că ea ne deschide nouă ușa Raiului, fiecare în parte. Am văzut pe YouTube, să se căutați în dumneavoastră, găsiți ultimele cuvinte, chiar așa se căutați, ale părintelui Paisie Olaru, care a fost mulți dintre frățiile voastre ați cunoscut, iar cei care nu l-au cunoscut, vor afla anul în 2025, mai multe despre el, căci atunci va fi proclamată canonizarea sa. Va fi trecută în Sfinților. Deja este propus și deja este realizată viața lui. Și este pregătită canonizarea lui. Părintele Paisie are în ultimele cuvinte așa și spune Maica Domnului ne ajută ca să intrăm în rai. Și se va vedea o vorbire părintele Amichie Pălan. Ați auzit și despre la multe cărți scrise, părinte. Și el spune, părinte, ia spune, cum să ne pregătim noi ca să ajungem în rai? Și atunci părintele Paisie spune, Maica Domnului duce în rai. Dar cum așa? El spune, iată, când suntem la ușa, la ușa Raiului, Maica Domnului deschide ușa. Ne primește pe toți. Pentru că noi spune pe permanent în rugăciunea noastră, ușa milostivirii de Sfântul Nou Binecuvântare, că se poate Dumnezeu. Și atunci când suntem la ușa Raiului, dacă ar fi toate puterile întunecului, împotriva noastră, ne prindem pe ușa aceasta, care de fapt este Maica Domnului, și strigăm către Dumnezeu, ușa milostivirii de Sfântul Nou Binecuvântare, că se poate Dumnezeu. Și atunci Maica Domnului spunea el, mi-a plăcut foarte mult felul lui de a se exprima, așa, nu complicat, ci nădejdea pe care o avea el în Maica Domnului. El avea o nădejde de putere pe Maica Domnului și vrea pe Maica Domnului. Așa cum e vizit și frăziile voastre toți. Că sunt convins că atunci când
Spuneți-mi mai și Domnului de la distanță tot ce aveți de spus. Spuneți-mi mai și Domnului. Abia am atât de spus. Și mereți mai și să lutați mai și Domnului. Că Domnului e aceea ce a spus. Ale mai că Domnului e Dumnezeu. Multe minune ale mai și Domnului vedem până astăzi. Suntem în perioada aceasta atât de tristă. De războaie, de neînțelege. Înțelegere între frați, de înțelegere între popoare. Mărturia dintre două țări ortodoxe se luptă între ele, Rusia și Ucraina. Ei au și sărbătoarea aceasta a apropiământului Maicii Domnului. Și mă gândeam, soldații aceia, sigur sunt credincioși dintre ei, și ruși și ucraineni. Se roagă toți la Maica Domnului, îi ajută Maica Domnului. Pe care dintre ei, pe rusă sau pe ucraine, îi ajută Maica Domnului? Sunt credincioși ortodoxi și unicați. Și sunt convins că Maica Domnului îi ajută pe fiecare parte, și nu și pe ucraine. Dar vai de capul comandanților lor, acelor care sunt, care au pornit războiul acesta dintre frați, acelor care au gânduri ascunse, care a trimis la mare pe tinerii aceștia, ori ruși, ori ucraineni. Vedeți, Maica Domnului? Care nu trebuie să spune despre minunile Maicii Domnului. În acatistul acoperământului Maicii Domnului, avem un loc acolo să se spune, bucură-te! Tu și Acari, ești de noi la sfârșitul nostru. Care ne apă și ne acoperă la sfârșitul vieții noastre. Și ne ridici durerile voastre. Vedeți, Maica Domnului o chemăm în viața noastră, nu numai de azi pe mâine, ci e problem ca să ne însoțească până la sfârșitul vieții și să ne deschidă nouă ușile rare. De aceea, iubiți fraților, ați venit cu revedere aceasta, Maica Domnului. Să vă încrească, Maica Domnului, toate rugăciunile. Tot ceea ce aveți în sufletele dumneavoastră, să puneți la picioarele mai Maica Domnului. Cu acoperământul tău, ia-mă și pe mine, sunt și eu unul dintre copiii tăi. Nu mă părăsi, nu mă lăsa. Fii cu mine în viața aceasta și la sfârșitul vieții și Dumnezeu în împărăția Fiului tău. Amin.
Sfătos. Tatălui
și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința ca sfântare. Lumea aceștiai preamărește, preamărită Dumnezeiască puterea ta și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim în tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul nesăvârșit de sus este pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălță. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te laudăm și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu minință nemăsurată și nespusă ta milosivire, ca precum ai binevoit, a primit până acum rugăciunile robilor tăi și cu milosivire învrednicită li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și toate faptele ce le pune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii. Amen.
pe noi. Dar nu de folos, de cele mai multe ori, încerci să te întregi în cuvântul
cuvinte rele, în cuvinte de ocară, în cuvinte prin care nu arăți că ești Fiul lui Dumnezeu sau că vrei să devii Fiul lui Dumnezeu, ci că ai demnitatea ta de om care ți-a fost lezată prin gesturile sau prin cuvintele cuiva. Uitând foarte ușor că trebuie să chemăm pe Dumnezeu și mai ales să învățăm din ceea ce El ne spune ca să facem celor din jurul nostru ceea ce vrem să ne facă și ei nouă. Cu siguranță dumneavoastră ați avut această experiență când în diferite împrejurări, în ciuda celor din jur sau atitudinilor nedrepte, dumneavoastră ați încercat să le faceți bine. V-ați adus aminte de cuvântul lui Dumnezeu care spune că dacă cineva îți dă o palmă, întoarce și celălalt obraz. Ați văzut că când te smerești, dintr-o dată lucrurile se schimbă. Cel care ajunge să recunoască că când face voia lui Dumnezeu, simte aurul și bucuria în inima lui și toate par ușoare, toate par frumoase. Vedeți? Când noi lăsăm de la noi, când noi lăsăm bunătatea lui Dumnezeu să lucreze prin noi, atunci viața ne este ușoară și frumoasă. Când noi ne încăpățânăm și vrem să scoatem evidență personalitatea noastră. Vrem să scoatem în evidență diferite calități ale noastre, de cele mai multe ori apelăm la rațiune și la abordarea aceasta lumească, omenească, uitând de chemarea pe care ne face Domnul. Domnul ne cheamă să iubim pe vrăjmași. Zice în precopa evanghelică de astăzi că să iubim pe vrăjmașii noștri. Ori ce înseamnă a iubi pe vrăjmași? Și mă întreb, cine sunt vrăjmașii noștri? A iubi pe vrăjmași înseamnă să ai capacitatea să nu urești pe nimeni, pentru că dacă trebuie să iubim pe vrăjmași, cu atât mai mult trebuie să iubim pe ceilalți oameni, nu? Ne întrebăm însă cine sunt vrăjmașii noștri. Scriptura zice că vrăjmașii omului sunt casnicii lui. Și în multe împrejurări așa se întâmplă. Că cei care îți cunosc foarte bine viața, cei care îți cunosc stările, ei de cele mai multe ori îți aplică tratamentul la care nu te aștepți, pentru că ei doresc să te subordoneze sub o formă oarecare. Ori, gândind din perspectiva aceasta a lumii, într-adevăr, este imposibil să iubești pe vrăjmaș. Pentru că nu poți iubești care îți fură pământul sau îți fură produsele toamnă. Nu poți să gândești pe cel care îți vine în curte și îți ia bunurile tale, așa și nu poți să gândești pe cel care nu împărtășește aceleași idei ca și tine. De obicei se fac, vedeți, grupuri de lucruri sau asociații sau grupuri de oameni care pentru că ei ne fac să fim atenți, vigilenți, să ne rugăm mai mult, să nu ne încredim în oameni, să chemăm mila și harul lui Dumnezeu asupra noastră și atunci trebuie să-i urâm pe oamenii care ne vor binele nouă. Trebuie să-i urâm pe oamenii care vor să ne ajute să ne mântuim chiar cu forța. Mi se pare absurd. Aici se împlinește cuvântul Domnului pentru că iubindu-i pe cei care nu te iubesc, arăți într-adevăr că ești Fiul al lui Dumnezeu, ales că urmezi jertfa sau felul de a fi al cuvântului, al Fiului Dumnezeu care s-a întrupat pentru ca pe noi să ne răscumpere de robia morții și a diavolului. Și zice Sfântul Evanghelist Ioan, amintindu-ne de cuvântul Domnului, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său Fiul a dat ca pentru noi să se întrupeze, nu? Dacă Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui ca să se întrupeze, să pătrânească pentru noi și să ne răscumpere de robia păcatului, noi, ca și fie Lui Dumnezeu după har, oare nu se cuvine ca să iubim pe cei din jurul nostru?
Oare nu este cu bine să avem mai multă dragoste, mai multă bunătate și să nu mai judecăm lucrurile greșit? Și îmi vine în minte acum pilda cu cei doi datornici. Unul i s-a iertat 10.000 de talanți, iar unul avea 100 de denari. Cel care i s-a iertat mult a uitat să ierte pe fratele său care avea o datorie foarte mică la el. Cam așa suntem și noi foarte adesea, când uităm că Dumnezeu nu ne iartă mult, că Dumnezeu ne iubește, ne cheamă la El, iar noi, de cele mai multe ori, suntem în stare ca și acea slugă să-L certăm pe fratele nostru pentru puține lucruri. Fie că e vorba de bunuri, fie că e vorba de alte lucruri prin care El este legat de noi sau noi de El. Iubiți credincioși și credincioase, Evanghelia de astăzi ne cheamă să fim buni și să înmulțim bunătatea, pentru că bun este Dumnezeu. Și într-adevăr El este bun cu noi, El răsoare soarele Lui și peste cei păcătoși și peste cei drepți, El face să crească roadele pământului și viața noastră să fie frumoasă. El este Cel care ne izbăvește din diferite încercări și ispite și necazuri, și El este Cel care ne dă puterea ca venind și împărtășindu-ne cu El să simțim harul Lui în inima noastră, iar întorcându-ne spre casa noastră să simțim o putere care ne întărește și ne face ca pe parcursul săptămânii să trebuie să ne îndeplinim la noastră cu inima bună. Iubiți credincioși și credincioase, ziceam la început că coincide această duminică cu sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului. Această sărbătoare datează în calendarul nostru începând cu secolul al IX-lea, pe la mijlocul secolului al IX-lea. E vorba de o împrejurare în care rușii au atacat, sau slavii, au atacat Constantinopolul. Și atunci credincioșii din Constantinopol s-au adunat în biserica din Plaherne și acolo se rugau Maicii Domnului. Printre cei prezenți, așa cum ați auzit și în acatistul de astăzi și din Sinaxar, erau și Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, și ucenicul lui Epifanie. La un moment dat, rugându-se, pentru că în jurul cetății erau dușmanii care așteptau ca să cucerească cetatea și făceau tot felul de exerciții, dintr-o dată Sfântul Andrei a văzut-o pe Maica Domnului cum a ieșit din Sfântul Altar, a început să se roage, iar la sfârșitul rugăciunii s-a înălțat. Și de acolo a acoperit pe toți credincioșii care erau în biserică cu acoperământul ei, arătându-ne harul și ocrotirea pe care ea, ca cea care l-a născut pe cuvântul lui Dumnezeu, doare, devenind mijlocitoare a noastră înaintea tronului preasfintei trăimii. Foarte frumos a zis Părintele Rector că este ușa prin care se întrupează Hristos, că este fecioară neprihănită, care, vedeți, își asumă ca din ea să se întrupeze cuvântul lui Dumnezeu. Și făcea o comparație între prima Evă, care a încălcat porunca lui Dumnezeu, și cea de-a doua, Fecioara Maria, care a primit ca în mod minunat, prin cuvântarea Sfântului Duh, din ea să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu. Calendarul bisericii noastre, iar credincioșii care iau evlavii la Maica Domnului o cheamă în rugăciunile lor și de aici s-a și ajuns ca să se construiască biserici și mănăstiri care să aibă ca și protectoare pe Maica Domnului și special această sărbătoare a acoperământului Maicii Domnului. Nu este foarte frumos rugăciunea și acolo sus la intrarea biserică și cu locotnița. Și așa cum spunea Părintele Director și cum vedem și noi fiecare, Maica Domnului este mama noastră și este alături de noi în diferite împrejurări. Și când ne este mai greu, primul gând al nostru este către Maica Domnului. Ce zic copiii când se întâmplă ceva greu? Primul gând e la mama lor. Ei nu se gândesc neapărat la Maica Domnului, când se strigă la mama lor, și o cheamă, o caută. Așa și noi creștinii, atunci când suntem într-o împrejurare, greutate, într-o negare sau supărare, primul gând este duce la Maica Domnului, pentru că ea este mamă, ea este mamă iubitoare și
și-a arătat de lungul timpului ocrotirea celor care o cheamă, ocrotirea ei pentru cei care o cheamă în rugăciune. Și mă gândesc la multele minuni pe care le-a făcut Maica Domnului, să-mi vine în minte la pomenurile din secolul al XIII-lea, care este supravită într-o mănăstire din Ucraina, la mănăstirea Pocaie. Acolo au venit tătarii să cucerească mănăstirea. Și în momentul în care au ajuns acolo, au înconjurat mănăstirea și au început ca să arunce cu săgeți spre mănăstire. Părinții n-au avut nicio soluție și au plecat genunchii la rugăciune. Și cum se rugau ei, dintr-o dată au văzut pe norii cerului, pe Maica Domnului, pe Sfântul Iov, care este acolo, așa cum și Sfântul Andrei și Epifanie îi văzuse cu câteva secole înainte, iar acei tătari care au venit sau ce erau ei ca să cucerească mănăstirea, când au văzut ceata îngerească și pe Fecioara Maria, au început să dea drumul la săgeți spre ceruri, gândindu-se în mintea lor că vor putea să-i săgeteze de acolo. Însă fiecare săgeată se întorcea și îl umura pe cel care lasă drumul la săgeată. Și atunci puțini au rămas, iar cei care au rămas acolo s-au dus spre mănăstire, au cerut să fie călugăriți și au petrecut tot restul vieții lor acolo, pentru că au primit iertarea de la Dumnezeu prin mijlocirile Maicii Domnului. Iubiți credincioși și credincioase, când s-a arătat Maica Domnului poporului drept credincios? Când poporul era în rugăciune. Deci să țineți minte lucrul acesta. Nu când stăm, ne veselim, strândălim sau facem alte lucruri și așteptăm ca Dumnezeu să ne ocrotească. Zicem, Doamne, dar cine ne ocrotește? Păi trebuie să avem starea aceea de rugăciune, starea aceea de smerenie. Să chemăm pe Dumnezeu să vină să ne ocrotească, pentru că El vine spre noi în stărarea ca noi să-i deschidem inima noastră. Și e o imagine frumoasă pe care dumneavoastră o știți, în care Domnul Hristos bate la inima noastră, dar ușa nu are clanță, pentru că clanța este în interior. Și noi răspundem lui Dumnezeu. Vedeți cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că El nu ne forțează, nu ne determină, nu ne constringe ca noi să ne mântuim. El ne cheamă, spunându-ne, veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu voi ridica pe voi. El vrea să ne odihnească, vrea să ne dăruiască bucuria. Și ne arată și cum să facem lucrul acesta, spunându-ne, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate se vor adăuga vouă. Vedeți că noi toate grijile le lăsăm pe seama lui Dumnezeu, atunci toate sunt frumoase, iar noi simțim în viața noastră lucrarea și prezența Maicii Domnului. Mă bucur foarte mult că noi românii, în general, o chemăm pe Maica Domnului în rugăciune și astăzi sunt foarte multe camuri, atât la mănăstiri cât și la parohii, pentru credincioșii simțind puterea și harul Maicii Domnului, au luat-o ca și o ocrotitoare. Iar Maica Domnului lucrează în mod minunat. Ea îndeplinește rugăciunile noastre și, în același timp, ne călăuzește pașii spre împărăția Fiului ei, atunci când noi o chemăm în rugăciunile noastre. Un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez, în legătură cu minunea sau cu sărbătoarea de astăzi, este legat de smerenia pe care trebuie să o avem cu toții în viața aceasta, pentru ca să simțim harul și lucrarea lui Dumnezeu. Dacă noi avem inima împlântă și smerită, Dumnezeu vine și se sălășluiește pentru ea, cum zice psalmistul. Iar dacă noi ne îmbărtoșem inima, atunci nici nu putem înțelege lucrarea și harul lui Dumnezeu, și atunci nu putem înțelege cum poți să iubești pe vrăjmași, atunci nu poți să înțelege cum să faci ceea ce vrei să-ți facă ție alții. În general, aștept să îți facă alții, spunându-te, tu vei face mai târziu. Oare principiul evanghelic este să facem noi mai întâi. Iubiți credincioși și credincioase, vă rugăm pe Maica Domnului să ne ocrotească, să ne păzească în viața și în lumea aceasta și să ne deschidă mintea pentru ca să putem înțelege cuvintele Evangheliei, să putem să ne smerim și să
duce mintea la Dumnezeu, să lăsăm grijile care foarte multe împovărează și care ne îndepărtează de Dumnezeu, să lăsăm tot ceea ce ne face să fim ca niște străini în lumea aceasta, ci să chemăm mila și harul lui Dumnezeu asupra noastră și atunci vom simți bucuria vieții. Și ați văzut dumneavoastră oameni bogați care sunt nefericiți, și ați văzut niște oameni care nu au aproape nimic, dar au bunătate, au dragoste față de semeni și sunt în stare să-și dea și haina de pe ei. Și ați văzut ce luminoase sunt fețele lor, pentru că ei nu se leagă de nimic de lumea aceasta, știind că toate sunt trecătoare. Ați văzut și pe chipurile monahilor și mă gândesc acum la chipurile unor monahi pe care am întâlnit în viața mea, care avea o bunătate rară și mă gândesc la un părinte pe care l-am cunoscut la Chișinău, când eram eu copil. Părintele respectiv, ori de câte ori mă duceam la el, niciodată nu mă lăsa să plec fără să-mi dea un ceai și niște cosmaci, așa zicea el. Hai să vă dau niște cosmaci. E bine, să avem și noi bunătatea aceasta și să oferim din ale noastre pe care le avem de la Dumnezeu și atunci Dumnezeu ne va rândui toate cele folositoare. Pentru noi, în viața și în lumea aceasta, ne va dărui bucurie ca să fim împreună cu El în veșnicie. Mulțumesc, Părintele Vizuale, să fie din toată inima de binecuvântare ca să fie astăzi în urmă dumneavoastră. Mulțumesc și celorlalți părinți care sunt aici, peste și Părintele Director pentru cuvântul de învățătură și dragoste pe care o are. Și mă bucur foarte mult să văd poșta aceasta frumoasă venită aici ca să o cinstim pe Maica Domnului. Și ați văzut cum Maica Domnului ne iubește și pe noi, deși s-a înnorat și credeam că o să ne prind o ploaie, mă uitam în față acolo și vedeam nori atât de plini de apă și am zis că s-ar putea să nu putem finaliza sau termina Sfânta Liturghie aici. Însă Maica Domnului și-a arătat dragostea ei față de noi și așa cum oarecând în Biserica din Plahier ne-a acoperit cu cei de acolo, a făcut ca noi să fim acoperiți aici sub acoperământul ei. Și să fie o vreme potrivită, să nu fie nici cald, nici frig, să fie adiere așa cum era și pe muntele Sinai, când i-a spus Dumnezeu lui Moise că acolo, în adiere de vânt, este Dumnezeu. Să vă binecuvânteze Domnul pe toți, să vă plătească și să sporească harul și bucuriile Lui în viețile dumneavoastră. Amin. Vreau să mai spun încă una din minunile Maicii Domnului. Este o mare minune. Faptul că astăzi a rânduit Maica Domnului să ne întâlnim aici cu prea sfințit-o. N-am vrut să spun în timpul crății ca să nu le amestecăm lucrurile, dar vreau să-i spun azi de dreapta când este foarte drag și nu de acum. Adică era copilaș. La 13 ani sau 14 ani a venit în Mănăstirea Neamț la seminar și un chip atât de frumos, de grași, de copil, de bine, ales de Dumnezeu, ca să fie, că vedeți cum peste ani m-a rândit Maica Domnului ca să fie, să ajungă acolo la Sarabia de Sud, să ajungă să-i încălzească din nou pe românii de acolo, cu sentimente vibrante față de România și față de popor român. Și bineînțeles, nu este o sarcină ușoară. Nu este deloc ușor acolo, pentru că a început chiar de la zero, parcă a început din nou să-i învețe pe români să gândească și să vorbească românește. Dar dragostea preasfinției sale și hotărârea pe care o are în suflet, pe care o știu de atunci de când era copil, îl va ajuta și va pirui. Și să vă spun și un secret, de ce poartă numele de Beniamin. De obicei, copiii, când stau într-o școală, spune bine că am să fac de școala asta, școala e toată. Și se duc care mai de care în loc. Și ei nu mai pot să audă de școala care am învățat. Prea Sfințitul, ca și copilul, a spus el drag, el a iubit învățăturile profesorilor lui, învățăturile despre Domnul, despre Maica Domnului, atât de mult. Și școala a fost atât de dragă, încât după ani și ani de zile, după ce a terminat facultatea, după ce a terminat doctoratul și mai departe, consilier al patriarhului nostru, al prefericitului Daniel, el spune că se hotărăște ca să se călugărească. Dar unde vrei să fii călugăr?
aș vrea să mă călătoresc la biserica seminarului de la Mănăstirea Cărți. Aici, acolo, nu este ofer. Dar eu iubesc foarte mult seminarul. Da, iubesc seminarul. Atunci recordam numele celui care a fost fondator, lectitor al învățământului teologic în Moldova. Anume numele de Beniamin. Seminarul se numește Beniamin Cozdani. Și atunci, prea fericitul, a hotărât ca numele viitorului monar să fie Beniamin. Și așa avem noi în fața noastră, astăzi, un preasfințit Beniamin și ne bucurăm din tot sufletul. Numai că Domnul a făcut minunea aceasta, ca astăzi să fim împreună în rugăciuni, să primim binecuvântare. Și ce m-a impresionat pe mine cel mai mult astăzi, că am auzit atunci când s-a ieșit cu cinstitele, dar preasfințitul a pomenit și pe profesorii care erau morți de la seminar. Sunt tineri și care duc aminte de profesorii. Și acum ești Părintele Vasile și Părintele Anibal, ați auzit dumneavoastră, profesorii noștri, de la Sfințe voastră. Și să vă spun sărmâna pentru sentimentul ales care îl aveți față de școala în care ați învățat și mă rog Maicii Domnului ca să vă ocrunească și să vă dea putere. Acolo știu că ați început de la zero, dar nu vă lasă mai ca Domnul și veți fi un biruitor, așa cum și trebuie să fie. Să rămână! Părintelui director, și trebuie să vă spun că, într-adevăr, vârsta respectivă în care noi încă nu știam foarte multe lucruri și aveam o imagine deformată despre ortodoxie și despre ortodoxia românească, despre cei din România, părintele director, ceilalți profesori au fost pentru noi părinți, au fost pentru noi prieteni, au fost îndrumători și cu multă dragoste s-au străduit să modeleze în ființa noastră ceea ce Dumnezeu le-a pus în gând ca să fim slujitori ai Sfintelor Altare. Da, a fost o decizie într-adevăr minunată. Mă gândeam, când am plecat de la neam, m-am dus la icoana Maicii Domnului, mă duc aminte când am făcut seminarul și am plâns acolo în fața icoanei Maicii Domnului și am zis, nu se știe dacă îmi dați să mai ajung vreodată acolo. Nu știam peste ani, aveam să mă întorc la Mănăstirea Neamț și că Dumnezeu lucrează în mod minunat și ne ocrotește și Maica Domnului este cu noi, dacă ultimăm în rugăciune. Dar seminarul pentru mine a rămas cea mai frumoasă școală, cu amintiri deosebite, cu chipuri frumoase, atât ale profesorilor cât și ale colegilor și ori de câte ori drumurile mele merg prin zona respectivă, fie că intru, dacă nu mă opresc un pic și mă gândesc la toți cei pe care am cunoscut acolo. Mulțumesc Părintelui Director și vă spun anul acesta o minune interesantă cu Părintelui Director. În postul mare trebuia să facem prima slujbă la o biserică. Nu aveam clopot la biserica respectivă și eu mă gândeam de unde o să găsim noi un clopot pentru că sâmbătă facem prima slujbă. Atunci mă sună în alta sens Teofan și îmi spune să merg să-mi iau clopotul la Părintele Director. Clopotul era pregătit pentru altcineva. Dar nu știu cum a vrut Dumnezeu, cum a vrut Maica Domnului, ca acel clopot să ajungă la parohia Gotești. Părintele Director a zis că nu e pentru preasfinția voastră, dar dacă a zis în altul preasfințit, atunci să ajungă clopotul la Gotești. Vedeți cum în viață se întâmplă multe lucruri. Nu cum vor oamenii, ci cum știe Dumnezeu că este bine. Eu îi mulțumesc Părintelui Director pentru sprijin, Părintelui Stares, pentru că sprijin în misiunea noastră și mă mărturisesc că apreciez toată lucrarea dumneavoastră, Părinte Stares, și opția frumoasă pe care o aveți, pentru că aveți două opști. Aveți două opști în mănăstire și o opște a tuturor credincioșilor, credinilor, prietenilor și tuturor celor care vin aici la Sfintele Slujbe ca să primească binecuvântarea, ca să se împărtășească cu grupul Sfintelui Lui Hristos, ca să primească Harul Lui Dumnezeu să se întoarcă cu mai multă putere spre casele lor. Și astăzi vă dorim să primiți același har, aceeași putere și cu bateriile încărcate, cum zicem noi, să mergem cu gândul sau cu cuvântul Domnului în mintea noastră. Ceea ce vreți să vă facă oamenii, să le faceți lor mai întâi. Amin. Amin. Sper că nu permec și ne domnim.
Vreau să părinte sale, să Sfintei Mănăstirii Amplim, este o bucurie la mare binecuvântare pentru mine personal, la coleg al Sfinției voastre, că sunteți prezent la salutarea Sfântului nostru de Neamin. Consilier, pentru cei părinți, slujitori de împreună rugători, de Sfință Doamnă primar al comunii noastre Mironeasa, iubiți și dragi credincioși, pelerini, cei care, într-adevăr, sunteți podoba bisericii. Este o mare binecuvântare, nu numai astăzi, de fiecare dată, văzând mulțime de popor evlavios, nu numai la cramuri și sărbători, cât de bine că Sfânta noastră Mănăstire este sub protecția Maicii lui Dumnezeu. Începând de la poarta Mănăstire, unde cinstim sărbătorii acoperimântul Maicii Domnului, vechea, ograda, victoriile, momentul istoric, nașterea Maicii Domnului, altarul de la tot Maicii Domnului Dorul, tămângâi. Iar la asta avem o mare binecuvântare și bucurie duhovnicească, datorită n-am presupus părintele nostru mitropolit Teofan, care a și promis orice sărbătoare, orice eveniment, va fi prezența Teofanului. Și datorează pe n-am presupus părintele nostru mitropolit Teofan. Trebuie să recunoaște Sfinția voastră că, cum spune frații noștri din Pasarale, a vrătorit că nu o să puteți da curs în invitații noastre. În următoarele este crucea, misiunea, cum bine spunea Părintele Director Cuvânt, aveți într-adevăr o misiune foarte grea în Pasarea lui Iisus. Dar mai știu că Maica Domnului a trupat atât de frumos, fiindcă lucrați atât de frumos în orul lui Dumnezeu, în grădina Maicii Domnului, aducând slujitori peste 30 de la parohii, început de biserică, eu sunt foarte fericit, pot să am brațul și să
să răspundă, sunt foarte fericit, ori de câte ori am supraviețuit, ori de câte ori am prezentat, dar fie Domnul Iisus, fie Domnul Iisus, că era cu Sfântul Hristos. Așa este bucurie. Nu știu cum să ne-o împărtășesc public, dar aș văzut dumneavoastră să mă cunoașteți. Aproape că ați fost cu alături de mine, în locul acesta care a fost un loc ostil. Este mare binecuvântare pentru noi toți că avem această șansă de prezența prezenței noastre astăzi a părinților directori și a părinților dragi vecinii mănăstirii. Este Sfânta Duminică, unde părinții din parohie mai puțin știm că noi numeam hramul acesta a prezenței voastră hramul preoților. Că veneau preoții neinvitați, foarte mult, știți, nu? S-au fost mari în timpul săptămânii. Dar duminica, știți prea bine, că nu prea sunt în rugăciune să lasă Sfânta Liturghie. Părinții mai au și înlocuitori, să spunem preoți, colegi care îi ajută și din aproape sunt alături de bucurie în cer pe părinții de la Sfânta Liturghie. Și eu sunt și îi simt foarte mult de Sfânta Liturghie, părinții din parohie, aproape de Sfânta Liturghie. Suntem unii extraordinari de bine, împotrivă, dar nu vreau să mă rog de la părinții care sunt dar sunt dragi și colaborăm și suntem foarte uiți. Iar dumneavoastră sunteți prea dragi ca să vă mulțumesc prea mult. Știți că eu vă numesc Glorie din Grădina Maicii Domnului, nu vreau să mă rog. Grădina Maicii Domnului este o gradă în biserici, poporul lui Dumnezeu, iar pentru zile voastre sunteți Glorie din Grădina Maicii Domnului. Păința Domnului să vă răsplătească, să vă numim pe care faci răspunsul de jos în următoarea la Măsării Măința Domnului. Toți greii care au fost astăzi noapte, astăzi noapte, astăzi noapte, astăzi noapte, astăzi noapte, astăzi noapte, și care au venit prin examen de anul, atât la Sfânta Drăgureasa Mundelor Parțiela, apoi cu mare drag, revenit și din anul mare, la Măsării Măința noastră, și a tuturor cei care încercăm în firea noastră. Mulțumim încă o dată!